Destul de mult timp, ca să-mi completez eu. Și ce constat? Că după ce punct de 3-3-3-3-3, rămân 7, vrei tu? Da. Hai să spunem 8. 8? 8. Flori. Flori. Flori care nepuse. Rămân nepuse. Nepuse. Că nu mai am vaze. Nu mai am vaze. Cât am avut, l-am distribuit. Dacă punem câte 5, adică adăugăm... Mai dăm încă 2. Deci, 8 acoperă 4 vaze. Sigur că da. Ălea 8 acoperă 4 vaze. Da, una, iată așa. 3. Și o acoperă. O acoperă și, să zicem, deci e 4, am spus așa, da? Uite, și pun și pe asta, da? Ca să zic, da. Mai zici tu, ca să acopere și pe asta. Una, două, nu. Astea erau deja înainte, da? Deja, da. Una, două, trei și mai punem încă două. Și l-am acoperit cu alea 8. Dar să vezi, să vezi că rămân, după manevra asta, rămân de desubt ultimele două fără vaze, fără flori. Deci punând noi câte, din buchetul total, punând câte 5. Le luăm pe toate 3 de acolo. De care, pe care le luăm? Pe ultimele 3. Deci, asta 3 de aici, când au rămas goale, da? Da. Asta de aici le lăsăm, că așa am discutat, aici da. 3 le lăsăm. Și le-am luat pe astea 3, le luăm și pe astea 3, nu? Da. Că asta înseamnă că am distribuit 6. 6, da? Fac 6 astea. Și astea 6, ce facem cu ele? Le adunăm cu 8. Le adunăm cu 8, adică... 6 cu 8, 14. Așa, 6 plus 8 egal cu 14. Ăsta 14, câte vaze vor umple? 7! 7, câte 2, câte 2, câte 2. Acum am făcut aici 4. Acum mai trebuie încă 7 să mai... 4. Asta va fi și ea umplută. Și ea umplută. Și ea de acolo. Și încă. Și cele două. Nu, astea două sunt astea de desubt. Ar fi fost bine să le iau aici de desubt, noua situație, da? Ca să înțelegi tu și mai bine. Deci noua situație acum este cu 5 flori în fiecare. Da? Și asta înseamnă că sunt cele 3 dinainte, da? Și cele două adunate, adăugate. Deci cele dinainte 3 și astea 2 adăugate. Cele 3 dinainte și astea 2 adăugate. Astea 3 dinainte și astea 2 adăugate. 3 și astea 2 adăugate. Iată că în clipa asta am reușit să facem 5. Dar trebuie să fie 7. Așa. Înseamnă că mai sunt încă 2. Aici e primul. De ce încă una? Pentru că mai avem 2 acolo. Păi astea 2 sunt goale. Nu, cele 2 de la... Nu? Numai 2 au rămas goale. Că numai astea au plecat, vezi? Numai astea 3 au plecat. Din am putut completa. Și ai 14. Și din sumă scădem 2 pentru aia. Deci pentru astea 2 le punem pe cele 3. 3 și încă 2. Și încă 2. Ia punem și pe astea 3. Păi să fie 7 de fapte. 2, 4, 6 și una 7. În total, câte avem? Câte flori avem? Câte flori, vaze câte și câte vaze flori. Și câte flori. După flori, trebuie să lucrăm mai... Așa, te rog. 9 vaze. În total? Da, 9 vaze în total și câte flori? Câte flori. Câte flori. 3 ori 7. Pentru că doar 7 vaze sunt completate cu 3. Nu, cu câte sunt? Cu câte sunt completate? Mai întâi facem cu 3 și după aia facem cu 2. Dar de ce nu facem deodată cu 5? Cu 5. Cu 5 cât poate? 5 ori 7. 35. Asta era toată povestea. În total avem 35 de flori. 35 flori. Da? 35 flori. Așadar, spunem că am gândit problema în felul următor. Deci, când am distribuit toate florile, rămas o flori nepuse,
Când am pus câte cinci, au rămas două vaze goale. Atunci numărul vazelor cu cinci flori vor fi. Cum faceți asta? Am adunat 6 plus 8. Ne-a dat 14. 14 flori libere. Da? Flori libere. Adică nepuse. 14 sunt flori. 14 împărțim la 2. Împărțim la 2. De ce? Trebuie să... De ce împărțim la 2? Pentru că trebuie să completăm. Trebuie să completăm. Și ne-a dat 7. Da. 14 împărțit la 2 egal 7 vaze. Vaze, adică 5 flori. Cu câte 5? Cu câte 5 flori? Da? 7 sunt vazele cu câte 5 flori. Și acum, dacă știu vazele cu câte 5 flori, 7 la în total, ce fac? Văd câte flori. Am aflat florile. Numărul de flori. Numărul de flori. Da. Număr. De flori. Flori. 35. Egal. Cu 5. 6 ori 5. 5. Egal cu 35. Iar număr de vaze. Număr vaze. Egal cu. Egal cu. 7 vaze. 7. Plus 2. Plus 2 este goale. Da? Plus 2. Egal 9 vaze. Da? Vaze. Aș vrea să compui tu acum o problemă. În genul ăsta. Să văd dacă e înțeles-o. Asta înseamnă tot așa, am flori și vaze, nu știu câte sunt și câte flori rămân aici. Pune tu un alt număr. Trebuie să rămână, dar flori pare. De ce? Dar număr pare. Dar de ce număr pare? De ce număr pare? Dar număr pare, pentru că trebuie pe numărul acela să-l împărțim la câtva. La, cu cât adăugăm? Da. Dacă adăugăm câte două. Cât adăugăm dacă două, atunci numărul acela trebuie să împarte la două. A, la doi, exact. Înseamnă că punem doar numele pare. Numele pare. Copiindu-mă pe mine, corect, corect. Și dă-o tu un alt număr par. 4. 4. 4 flori. Deci rămân 4 flori. 2. Și aici câte vaze rămân goale? 3. 3, da? 3. Bun. Dacă rămân 3 vaze goale. Dacă rămân 3 vaze goale, înseamnă că ar fi 10. 10 vaze în total. Asta e secundă. Dacă rămân 3 vaze goale... Dar tu pui tot câte 3? Nu. La început câte 3? La început câte pui? Câte 2. Câte 2. Așa. Bun. Dacă pui câte 2, tu nu pui ca mine câte 3. Ci pui câte 2 flori în fiecare vază. Deci refac desenul complet. Da. Să vedem exact cum gândești tu problema. Da, că pe, și desenul ăsta la prezent îl încurcam foarte tare. Deci, punem câte 2, da? Da, punem câte 2. Așa. Punem câte 2. Și nu știu câte sunt mai pun. Puncte. Da? Puncte. Și ultimele 2 iar le pun. Ultimele 3 le pun acolo. Și mai rămâne încă una. Și câte vaze îți rămân după ce? Vei pune tu câte... Câte trei după? Câte 3. Mai adaugi 3, da? Da. Păi... Bun. Să lăsăm ca să vadă bine. Nu câte 3, câte 2. Dar de ce câte 2? De ce ai pus câte 2? Nu. Adică câte 4? Pentru că am pus câte 2. Da. Cele 2 am făcut 4. Și când am 4, mi-a dat 8. Și 4 se împarte la 2. Deci, hai să vedem, acum câte vrei tu să rămână libere? 3. Pui câte vrei să rămână 3, da? Deci, că rămân 10 goale. Deci, 10 rămân aici, asta goale, după distribuția ta. Rămân 3 goale. 3 goale. Acele și 6. Tu acum ai pus în fiecare vază... Câte 5. Câte 5. Nu câte 4. Pentru că am mai adăugat 2. Mai 2. Așa. Nu mă speră.
3, 2, ce ai pus? Nu, ați spus pe câte 4, spuneți 2. Acum, eu nu știu. Puncte. Deci 3 rămân goale. Astea 3 le lăsăm goale, nu? Le lăsăm goale. Și acum punem pasta care e înainte, da. Care avea 2 și avea pusete 2, da? Da. Bun. Și vom lua toate cele de acolo, vor face 6. Asta, este de aici, da? 6. Și 4 var fi 10. Deci, și 10 vor împărți la 5 vase. Așa. Deci 4 rămase. Acum 4 plus 6, da, plus 6 ăsta. Egal. Plus 6 egal 10. Și 10 se împarte la 5. 10 se împarte la 5. La 5 vase, da? La 5 vase. La 2. La 2, că pui câte 2 ca să vezi câte vase. Și egal cu 5 vase. Deci 5 vase vor fi umplute cu câte 4. 4. Nu, deci, cu câte 2. Păi 2 au fost și mi-ai pus tu 2, câte 4 să fie tot? Da, câte 4. Da? Da, da. Una, 2, 3, 4. Și mai pun încă o vază aici. În câte puncte, da? Și acum răspunsul corect este... Câte vaze și câte 9 vaze. Deci, în total. Deci 5 și plus. Dar cum 4 rămase? 4 rămase ce? 4 rămase flori. Flori. Flori, da. 4 flori, da? 4 flori au rămas. Flori. Foarte bine. Și e bine că intervine. 4. Și cu cele 6 cadouri culese de în vaza acelea. 4 și cu 6, 10 flori. Bun. Flori. Și aceste 10 flori le împarte la 2. Da. Da? Și fac 5. Și acum au rămas 9 vaze. Deci, în total, sunt 9 vaze. 9 vaze. Da. Stai să-mi calculez. 8 vaze. Deci, 8 vaze. Că 5 plus 3. Da? Deci, vaze. Și cu cele goale? 5 plus 3, sigur că da. 5 plus 3 egal cu 8. Așa. Iar flori? Flori? 4 ori? Câte? 5, 4 ori 5 egal cu 20. 90. Bun, am gândit bine problema, dar reformulez încă una, mai avem timp? Da, ne oprim aici. Da, fără un sfert, ca să te poți încadra. La revedere! Să nu uitați de like, share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor!